Un hotel din Londra a fost decorat în exterior cu draperii în stil teatral. Administratorii au vrut astfel să recreeze decorațiile folosite pentru încoronarea reginei Elisabeta din 1953. It's a big draw because I think it's a once in a lifetime opportunity. It reputs, but not that London needs it, but it's a new story that we can tell about this wonderful city. We are sold out already, which is very encouraging. Iar la un alt hotel, pentru ceaiul de după amiază, a fost pregătit un meniu inspirat din preferințele regelui Charles. Clienții vor primi ceai din plante cultivate în India. His favorite tea is a Darjeeling tea, and so we've made a Darjeeling tea cake. We also have made an amazing damson plum cake, because he likes to pick his damsons from his own trees in Highgrove. Turiștii pot face și acum un tur al Londrei la bordul unui Routemaster roșu de epocă cu două etaje, un simbol al transportului londonez. Ei se vor delecta cu un meniu pregătit de un fost majordom de la Casa Regală și vor fi serviți cu celebrii biscuiți Royal Scone. Annie și Claudia, două turiste din Belgia, se află deja în Londra. It's also a once in a lifetime opportunity, that coronation of Charles, so that's why it's also a great opportunity to celebrate as well. Yes, we will remember always the coronation of King Charles III. Yeah, with afternoon tea bus. Se așteaptă ca încoronarea regelui Charles să impulsioneze turismul. Anul trecut, Marea Britanie a fost vizitată de aproape 30 de milioane de turiști, cu o treime mai puțin decât în 2019. Peste 2 milioane au venit în Londra să participe la jubileul de platină al reginei Elisabeta a II. During COVID, the tourism industry just shut down, so huge losses of about 149 billion pounds have been suffered by the industry, and the industry is very much getting back on its feet and ready to welcome people. The restrictions to travel to Britain have been off for about a year now, so we're well on the way to a good recovery. Prognozele arată că veniturile fiscale vor fi stimulate și de comerțul cu amănuntul și mai ales de vânzările de alcool, având în vedere că britanicii vor petrece în toată țara.